Andreea Iuliana Custur, în vârstă de 10 ani, elevă în clasa 3 a școlii gimnaziale din comuna Tortoman, o voce frumoasă și un talent deosebit, a fost lovită de o boală necruțătoare, leucemie limfoblastică acută. Micuța are nevoie de ajutorul nostru pentru a urma tratamentul necesar. Andreea este eleva Stelei Trifan la clasa de canto. Un copil foarte talentat care pe neașteptate a fost diagnosticat de curând cu o boală foarte gravă. Micuța a participat la numeroase concursuri de unde nu s-a întors niciodată cu mâna goală. Ultima reușită a fetiței fiind înregistrată la festivalul Tinere Speranțe, unde a câștigat trofeul la categoria ei de vârstă. Categoria 9-11 ani, secțiunea muzică populară, Custură Andreea. Te sărut, felicitări, să-ți dea Dumnezeu cu ce te-a miluit și părinții tăi să te ajute să ajungi cât mai sus. Să păstrezi toată viața ta, că e frumos. Te sărut! Andreea iubește foarte mult muzica și viața, este un copil foarte bun și inteligent. Acum însă ea are nevoie de noi. Haideți să nu rămânem indiferenți la un așa mare necaz care a lovit familia Custură. Micuța nu are tată și este crescută de mama ei, care muncește în străinătate. Acum micuța este internată la București împreună cu bunica sa. Chiar dacă starea ei de sănătate este una critică, Andreea nu a uitat să spere și să lupte. Toți care vor să o ajute pe Andreea pot depune bani în contul afișat pe ecran, pe numele bunicii Custură Constanța.